Sentimentul pe care probabil că
cel mai direct așa îl putem avea într-un moment ca acesta, la care dumneavoastră nu vă așteptați în clipa asta, ce să vă spun acum, o să vă surprindă total, dar o să vedeți după aceea care o legătură. Eu, intrând aici pe poartă și aflând mine cam cum sunt pregătite lucrurile aici, m-am gândit să vă spun treaba asta. În anul 1794, un cuvios părinte, care acum este sfânt al bisericii noastre, cuviosul stareț Gheorghe, venit tocmai din bucureștean de altfel, crescut 12 ani la Sfântul Sava, cu școală grecească extraordinară, el român de altfel, bine, nu o să-i pun detalii, a ajuns pe seama marelui stareț Paisie Velicipovski la Neamț și lucrând acolo ani îndelungați pentru traducerea de cărți din limba greacă în limba română, ajungea în intenția sa de a pleca spre Athos la București. Și aici l-a oprit un renumit călugăr al vremii Macarie, care l-a dus la Mitropolitul Grigore al II-lea și aceștia au insistat să-i dea o mănăstire aici în Țara Românească, să nu mai meargă la Athos, să-i dea o mănăstire aici în Țara Românească. S-a frământat el foarte mult pentru că îl dezdruma, cum se zice, chestia asta, îl scotea din drumurile pe care și le gândise el înainte. Și s-a arătat noaptea în vis Sfântul Ierarh Nicolae și a spus Gheorghe să merg să părăsești lăcașul meu. A început să întrebe, l-a întrebat pe părintele Macarie, măi, care e lăcașul Sfântului Nicolae care e pustiu? Că mi-a părut și mi-a zis că e un lăcaș pustiu și că trebuie să mergem să-l curățim. Au stat, s-au gândit, s-au răsucit. În fine, mitropolitul se mira că nu cere pe mănăstire mare, care era întemeiată la vremea aceea. Și până la urmă, cu greu și-au adus aminte că există preajma Bucureștilor, o mănăstire astăzi foarte mare, se cheamă Cernican, și care la vremea aceea era părăsită. În nostru, cu Sfântul Gheorghe, Sfântul Gheorghe nu exista nimic la vremea aceea. Mănăstirea era pe ostrovul Sfântul Nicolae, dar era numai o biserică rămasă, chiliile toate dărăpânate, bălării, stufăriși, acolo mergem, în altă simțire. S-au dus acolo. Când au ajuns la Cernica, în o biserică care astăzi nu se mai vede, pentru că cea actuală este ridicată mai târziu, la începutul secolului al XIX-lea, dar e marcată pe iarbă. Deci când mergeți pe la Cernica, o să vedeți acolo că e puțin dezaxată și față de axul bisericii actuale. Au intrat și au pășit în biserică și pe Sfintele Uși, când au intrat în altar, au găsit în jurul piciorului Sfintei Mese un șarpe mare, foarte mare, care era colocit în jurul piciorului Sfintei Mese. Și i-a zis Sfântul Gheorghe, așa, cu o voce lină, în loc să se sperie, în loc să dea cu... El era cu bățul care și astăzi se află la mănăstirea Cernica, în casa lui memorială, un băț așa cu două coarne. Și i-a zis, Ganu, tati, Ganu. El era, mă rog, exprimarea asta e populară, Ganu, tati, Ganu. Era venit și de pe la Peșinari, că acolo se născuse el în părțile Sibiului. Ganu, tati, Ganu, zice, ia, acum să pleci cu dragul, dar aici am venit noi. Acum înțelegeți ce am vrut să vă spun cu toată povestea asta. Șarpele s-a descolăcit, fără niciun alt fel de comentariu, care oricum nu era, în fine, fără nicio reacție violentă. S-a descolăcit și s-a dus pe Sfintele și pe ușile bisericii și a dispărut în baldă și dispărut a fost pentru totdeauna. Noi acum suntem cumva așa în duc, pentru că am început cu o rugăciune, de asta mi-am permis să vă evoc un moment din istoria bisericească. Așa? Al unei, cum a fost interpretată și la Cernica, o exorcizare. Prezența noastră aici cu o rugăciune, acum, la începutul secolului 21-2016, aici, în Duhul acesta cu care am început, este asemănătoare cu această exorcizare. Un spațiu care ne-a fost tuturor inaccesibil, bineînțeles, atâta și atâta mari de vreme, de care se legau fel de fel de percepții pe care le știm cu toții și care nu e cazul să intrăm acum în detalii, pentru că nu e nici timpul.
dar care avea conotații, rezonanțe speciale. Eu cel puțin, așa ca un simplu român, ca să zic așa, vedeam când se întâmpla câteodată să mă aflu pe aici, în zona pieții Charles de Gaulle, de astăzi Piața Aviatorilor, numită mai înainte, coloana oficială țâșnind de aici, pentru că aici nu aveam acces pe străzile astea. Era interzis, după cum știți, accesul. Dar vedeam coloana oficială care trecea pe Calea Victoriei, unde erau băieții aceia de care scria Ana Plandiana și care păzeau Calea Victoriei pe tot traseul. Astea sunt lucrările vremii, lucrările și ale Dumnezeu, dar și ale oamenilor. Deci a fost o lucrare care până la urmă ne-a adus într-un punct de care spun și acum, cum spun în atâtea și atâtea alte împrejurări, trebuie să facem tot ce depinde de noi, de cei care suntem astăzi în viață, pe picioare, cu capul pe umeri, cu mâinile la îndemână, cu sufletul mai ales, să nu ne fie rușine de ceea ce avem de împlinit. Deci sentimentul acesta al responsabilității, asta este cu o conotație foarte largă ce spun acum. Sentimentul responsabilității față de soarta acestei țări, față de soarta acestui popor, trebuie să fie foarte prezent în sufletele noastre. Și noi nu avem decât să facem apel o dată și încă o dată și încă o dată la acest sentiment al responsabilității. Și am să închei iarăși într-un mod mai puțin convențional. Când mă întâlnesc cu câte cineva pe dealul Micropoliei sau cu alte părți, așa mă întreabă, ce faci, domnule? Zic, mă strădui să vând uraiul. E cum, chiar așa? Da, da, zic că mă mici de acolo până acolo, așa și în procesul ăsta, de, așa mai rezolv și această problemă de interes oștesc. Hai, domnule, chiar așa. Zic, uite, știi, dacă insiști, am să spun, mă strădui să nu mă fac de râs. Și ar să uită la mine lung așa. Hai, domne, chiar așa. Domne, zic, uite, știi că poveștile noastre în tinerețe era, în copilărie, era cu aruncă pieptenul, aruncă perii, aruncă, știți, tot aruncai până când scăpai de beleve. Și zic că ăsta e asul din mâne. Dacă nici ăsta nu te convinge, zic, eu nu mai pot să continui, că ăsta e asul din mâne. Că, zic, să știi că mă strădui să nu-i fac de râs pe mulți ăia care acum sunt cu crucea la cap. Ăsta e un lucru care ar trebui să fie mai prezent și încă mai prezent și mai prezent în conștiința noastră când ne raportăm la realitatea acestei perioade când suntem în viață. Noi, deci cei care sunt în viață, trebuie să aibă responsabilitate și față de cei care au fost și față de cei care vin după noi. Foarte important lucrul acesta. Ca cei care vin după noi să nu-și piardă valorile, temeiurile, reperele, care uneori sunt luate astăzi în derâdere, zeflemisite, relativizate, în așa fel încât, până la urmă, s-ar putea să părem ca o adunătură din asta cam debusolată. Aici este, efectiv, rolul generației care suntem în momentul de față. Mai tineri, mai bătrâni, tineri de diferite vârste, cum zice prea fericitul, în diferite împrejurări. Să nu uităm responsabilitatea pe care o avem față de Dumnezeu. Știți, noi trebuie să ne raportăm și la spovedanie, vorbim așa, la Dumnezeu, la semeni și la noi înșine. Asta este. Și față de fiecare dintre aceste trei direcții, există încă trei. Un fel de ca la analiza combinatorie, combinări de trei luate câte trei. Față de Dumnezeu cu gândul, cu vorba, cu fapta, față de semeni cu gândul, cu vorba, cu fapta, față de noi înșine cu gândul, cu vorba și cu fapta. E, așa să încercăm și noi, adăugând o picătură de carburant la ceea ce gândim și la ceea ce avem de făcut în vremea noastră și dintr-o prezență ca aceasta de aici, pe care s-o transmită și altora care vor mai păși pe aici. Să trăiți, să fim binecuvântați, să fim și noi ajutați de Dumnezeu, să ne rugăm la Dumnezeu să ne lumineze căile, toate cele bune. Să știți. Vă mulțumim și acum vă invităm, așa cum vă spuneam mai devreme, să ne continuăm activitatea noastră, deci ieșim în trupe, facem caseu pe care nu se cunoaște și ne întâlnim la expoziție. Dacă sunteți aportiți, vă rog, aici.
Ne bucurăm de prezența domnului ministru Chelmu, secretarul general al Guvernului României, care vrea să ne transmite atât salutul domniei sale, cât și câteva cuvinte. Vreau să vă spun, înainte de a avea domnia sa cuvântul, e faptul că personal domnul ministru a sprijinit organizarea acestui eveniment, atât celui de astăzi, cât și a evenimentului din luna martie, când, practic, acest obiectiv a fost transformat din fosta reședință a familiei Ceaușescu în expoziția permanentă pe care o cunoașteți, pe care probabil unii dintre dumneavoastră ați vizitat-o. Dacă nu, apropo de chestia aceasta, vă invit să o vizitați în una din zilele în care avem program public, sau poate chiar și astăzi, după ce se încheie evenimentul, cu grupuri organizate, se poate vizita acest obiectiv. Domnul ministru, vă rog. Mulțumesc mult. În primul rând, mulțumesc pentru invitație și vreau să vă spun că sunt bucuros să vin, să fiu astăzi alături de voi. În momentul când s-a pus problema acestei expoziții, acestui muzeu, până la urmă putem să-i spunem muzeu, toată lumea mi-a zis că e asociat cu comuniștii, că e asociat cu nu știu ce. Zic, mi-asum integral răspunderea ta, astfel încât să putem să facem din această casă, care aducea pierderi de un miliard aproape, nu? Erau cheltuielile pe lună și acum să o aducem pe profit. L-am deschis, sunt bucuros. Cred că provin dintr-o familie de boieri care au trecut prin foarte multe viață. Inclusiv în epoca. Exact. Inclusiv în epoca Ceaușescu. Nu e vorba de faptul că aș fi avut o ambiție din a transforma această casă în muzeu. Am adus-o numai ca să fie. Bunicii mei mi-au povestit foarte multe lucruri când eram copil. Inclusiv faptul că prin clasa a șasea, tata fiind profesor de istorie, am plicat mâna și am zis că nu-i corect ce scrie în cartea de istorie. L-a chemat pe tata la școală și l-a întrebat, zice, tu înveți chestiile astea acasă, vă dați seama cum era prin anii 80, da? Tu înveți lucrurile astea acasă? Și zice, nu știu, rabat, vine acasă și îmi spune tata, zice, am o rugăminte, până de acum, numai ce scrie în cartea pe istorie, că după aia o să avem probleme. Vă spun lucrul ăsta de ce, pentru că au fost, părerea mea este că o națiune care nu are educație, care nu are credință, care nu-și păstrează tradițiile și obiceiurile, nu poate să aibă nici trecut, nici prezent și nici viitor. Ăsta este modul în care privesc eu lucrurile. Și m-a întrebat cineva ce înseamnă pentru mine o bună guvernare, o distinsă doamnă ziaristă. Și am spus așa, pentru mine o bună guvernare înseamnă, în momentul când ies pe stradă, să văd români care merg în poziție de, ca o verticalitate. În momentul când merg pe stradă și văd români cu zâmbetul pe buze, care vin la servici cu zâmbetul pe buze, care se duc fericiți acasă și care nu mai stau cu capul aplecat, pentru mine asta înseamnă bună guvernare. Și înseamnă tot, bine, sigur, sunt o serie de mecanisme în spate pe care trebuie să le pui. Dar pentru mine asta reprezintă, cred că, o cheie a succesului din punctul ăsta de vedere. Lucru care, sigur, nu e simplu de realizat într-o perioadă scurtă de timp, dar lucrurile astea trebuie aranjate.
și îmi doresc să văd cât mai mulți români care stau cu capul sus, să duc acasă fericiți, vin la servici bucuroși și cu zâmbetul pe buze. Eu ce să spun, eu mă bucur că sunt astăzi alături de voi și mi-aș dori, cum să zic, să deschidem cât mai multe capitole din istoria României, unele pentru public, mă refer, cât mai multe capitole din acestea ale istoriei care trebuie să le cunoaștem, trebuie să le susținem și trebuie să vedem într-o perspectivă. Pentru că altfel, dacă nu ai, să spunem, ca pe o tablă de șah, am fost la un cămin, nu știu, asta se înregistrează tot, da? De copii cu autism. Da. Și am jucat șah cu ei. Timp de o oră. Vreau să vă spun, unul dintre copiii respectivi, așa, pierdea partida. Și am zis, mă las și pe mine să fac trei mutări pe tabla asta de șah. Și la care copilul ăla zice, da. La plecare, nu vorba decât în semne, m-au întrebat în felul următor. A venit și mi-a sărit în brațe. A fost impresionant pentru mine. Deci, faptul că am câștigat partida. Deci, ca și, și peste tot și în viață, nu trebuie să vedem numai ce avem în parcurie în față. Trebuie să privim viața ca o tablă de șah, de exemplu, da? În care 3-4 mișcări trebuie să le vedem. Pentru că asta reprezintă esența. Și dacă știi să faci 4 mișcări pe o tablă de șah ca să câștigi partida, înseamnă că ești foarte bun. Așa le văd eu și așa îi sfătuiesc și pe toți cei care sunt în prejurul meu. Eu ce să vă doresc? Succese în economie, în tot ceea ce faceți, în carieră, în viața de zi cu zi, în aia familială, vă doresc succes în economie. Eu vă mulțumesc. Permite să-l invităm acum pe domnul profesor dr. Radu Ciuceanu, directorul Institutului Național pentru studiul totalitarismului, care a răspuns provocării noastre de a deschide astăzi această expoziție temporară în cadrul expoziției permanente pe care, mă rog, de care am vorbit puțin mai devreme. Poftiți, domnul profesor. Părinte profesor, domnule ministru, domnule director general executiv și dragi ascultători, prieteni și oameni pe care eu știu, poate o conștiință, poate o informație, poate un vis v-a adus aici, în această zi în care suntem într-o premieră în fond. Noi am avut acest avantaj extraordinar, spre deosebire de nemți, nu? Care i-au ajutat americanii să bombardeze reședințele lui Hitler, praf și pulbere le-au făcut, da? Noi, prin evenimentele pe care le cunoașteți, o bună parte dintre dumneavoastră, noi i-am surprins. Și trebuie să recunosc că partea aceasta de final, în ultimele luni, după ce am primit provocarea, a trebuit să mă opresc și să iau pagină de pagină, rând cu rând, și mărturisire de mărturisire. În acest palat, duhurile, știți foarte bine că au fost prezente. Începând de astăzi, nu mai sunt domn profesor. Începând de astăzi, a fost exorcizat, da. S-a terminat. De altfel, de la notul, în notul propriu-zis, la notul la modul figurat, în amintiri. Dar tot aici s-a notat la propriu înainte. Preasfințitul Timotei, aseară, m-a sunat și mi-a spus să încadrez de vicar. Așa voi veni și voi mai face o slujbă camere. Adică, cum a fost în prechier, domnul profesor? Deocamdată am prins toată această suprafață. Comanda a fost făcută. Vă mărturisesc că le-a cerut ceva timp. Și mai important în astfel
15 ani, când am fost dat afară de la Institutul Academic Vasile, așa, nu mai spune, în 75, am fost dat afară la un muzeu, la Muzeul de Istorie București. Și acolo 15 ani am făcut școală. Deci oarecum am reușit să capăt oarecare abilitate în materie de muzeologie, muzeografie și manierele de exprimare. Am făcut apel la cunoștințe și timp de vreo 2-3 săptămâni de zile, vine în special în ultimele zile, așa cum e românul, nu? Ne-am grăbit sau și-am realizat ceea ce vedeți în asta expoziția. Cea partea cea mai dificilă pentru noi, câțiva s-am fost, nu? A fost selecția. Fiindcă materialele, de asta suntem plătiți de stat, evident că știm istorie contemporană, mai și uităm, mai cei tineri se mai gândesc, lasă că mai știu, mai pierd cei care au trăit epoca asta și nu e muzei să le știm toate amănuntele, nu e de exemplu muzei să știm că aici a fost o ceartă mare când i s-a dat conducerea lui Ceaușescu și pentru cei care nu știți, în fine, votul hotărător a fost al lui Maura, care i-a povățuit pe cei care erau până atunci mai puțin convinși că tânărul ar putea să facă față, a spus, mai bine să fie un tânăr, nu? Decât să luăm, alegem pe Pârvulescu, care are ideile lui și ne va comanda el nou. Și l-au ales pe Ceaușescu înșelându-se, că 10 ani de zile mai târziu, poate 11, Maura a fost poftit. Și toți cei care au fost colaboratorii lui Dej au fost înlăturați. Asta e un amănunt pe care poate cei tineri sau poate chiar și dumneavoastră ar puteți reține. Există o caracterizare asupra lui Ceaușescu care mi-a atras atenția. Ceaușescu este o vulpe bătrână, Ceaușescu n-avea decât 35-40 de ani pe vremea aceea, o vulpe bătrână care a reușit să-și facă mai multe ieșiri. Este extraordinar că vulpea este prea cunoscută, că nu are decât o intrare și o ieșire. Este extraordinar. Cine a făcut-o e ceva din apropierea lui, care a trăit până acum câțiva ani de zile. Am încercat să scoatem și noi ceea ce ar fi avut un impact asupra dumneavoastră. Am dat, dincolo de acest moment de debut, am dat grevele, greva din Valea Julii în 77, care știți foarte bine, s-a soldat cu expedierea în diferite părți ale țării a șefilor. Aveți acolo o poză a celui care a fost, să zic, comandantul lor sau șeful lor. Fac o mea culpa că n-am avut loc și ar fi trebuit să capăt, dar ar fi trebuit să expuzez alt material, greva brașovenilor, care iarăși a fost un preludiu în fond. Revoluția cea mare care am închinat noi, două, trei, zic eu, da, trei chiar, locuri de expunere și fond de confruntare cu dumneavoastră, nu? A fost o revoluție care, Nolens, categoric, că noi, prin institut, trebuie să știm. Trebuie să știm mai mult decât știți dumneavoastră. Și evident că singura revoluție care nu a avut, domnule ministru, un impact extern, a fost Marea Revoluție Țărănească din 1907. Atât. Restul, 48, chiar și influența aceea pe 88, 80-88, nu mai vorbesc Revoluția din 48, știți foarte bine că a avut și implicate externe, care au continuat cu împlinirea visului nostru, unirea celor două principate, mă rog. Și aici, și acum, a fost aceeași influență. O influență directă, căderea precipitată, în primul rând, omul cel mai mare al secolului, eu îl numesc pe Coroaciu. Dacă n-ar fi fost el, dacă Andropov și-ar fi continuat existența socială, încă mai puțin, dar Andropov era cel mai pornit către reforme. Noi n-am fi avut libertatea, n-ar fi căzut nici Ucraina, n-ar fi succesiunea aceasta a deparazitării a coordonat-o Uniunea Sovietică, nu? După ce s-a făcut un contract, să zic, într-un mediu marin la Malta. Ceea ce mă surprinde și mereu am făcut reproșuri celor care îmi vizitează institutul.
miniștri, fost miniștri, vorbesc corpul diplomatic, ofițeri care au condus, Filip Tădorescu și alții și alții. Domnilor, dumneavoastră nu-i miroseați, nu știați ce se apropie. După ce a căzut Dunărea, linia Dunărea, așa spunem noi istorice, linia Dunărea, nu. După ce au căzut bulgarii, ce mai așteptați dumneavoastră? Ce da, dar noi i-am spus, dar la un moment dat noi ne temeam să nu cumva să ne suprime. Și n-au exagerat, fiindcă pe la 9:30, în ziua de 22, într-o discuție pe care a avut-o Stănculescu, care pentru Timișoara și-a făcut o bună parte din pușcărie, dar pentru București, ca unul care a fost în piață și care nu știu ce înseamnă un calibru 12, tras din tanchetă, că tank știți cum e, o mică pușcărie, ascuți ordinul, atât, atragi. Și un cartuș, cam atâta este de mitralierele grele, erau ce puțin, nu 1.000, 200, 900, peste 700-800, era un Tiananmen românesc. O Stănculescu, i-a spus-o în față, nu? Și-a mai spus-o și în alte părți, a spus-o și peste graniță, a fost omul care a întors vârful blindatelor sus. Adică a fost un lucru care a fost de neașteptat. Iar el împreună, făcând cu Iulian Vlad, făcând acea dare de mână sub perspectiva de a fi împușcat, s-o facem acum, spun, și unul și altul, am controlat casa nemeseria, s-o facem acum, că pe urmă cine știe ce trece prin cap nebunului și ne împușcă și pe noi. Trecerea securității și predarea armelor a fost o acțiune colosală. Iar întoarcerea blindatelor, coloane de blindate, de sus, de la București, de acolo, a fost un lucru salutat. Lucrurile celelalte le știți. Am primit că a fost vicepreședinte al Partidului Liberal în perioada când se punea problema de îmbogățire, așa, formă secretar general, a primit această provocare, dar bine. Dar de ce ne-a spus dumneavoastră, de ce ne-a spus dumneavoastră prezenți pe 22? De ce ne-a spus dumneavoastră la televiziune? Și am spus, eu am fost prezent fiindcă m-a confundat cu Silviu Brucan. Eu cu soția mea am intrat fiindcă s-a fost o confuzie, a fost o minune. Dar ceilalți, de exemplu, țărăniștii, în corpul, și asta mi-a confirmat și Gabrielescu, nu numai celălalt premier. Că întotdeauna, ca istoric, este această dovadă de autenticitate, confruntarea. Izvoarele, să zic în paralel, chiar dacă se dezmint. Asta este învățătura de la tata mea, care a fost tot istoric. Ce am încercat aici și am izbutit parțial. Am uitat la biserică, bisericii i-am închinat acolo, i-am închinat o reprezentare mai bogată. Am început cu Patriarhul Nicolae Munteanu, care o să mă întrebați, dar cum de-a murit? Și de ce a murit? A murit, părintele profesor poate să confirme, a murit fiindcă era ger afară și cojocul a venit prea târziu. A făcut o pneumonie și în mai puțin de o săptămână zile și-a dat un sfârșit care era așteptat. Nu spun că acel cojoc a fost manipulat, că a fost... aș fi vrut să vorbesc mai mult de... Nicodim, Nicolae Munteanu. Nicodim. Îi dau, să zic, numele de... Asta e meseria, te duc să știu la fiecare. La botez, cum s-a numit. Nu vă mai spun că întrebați-mă când s-a născut leul, când s-a născut Patriarhul Roșu, știu exact, nu? Știu în ce comune, nu avem un cotropărinte, profesor. Te meseriesc pentru, nu. Pe acel tablou de acolo am trecut pe Patriarhul Roșu, pe cel care a urmat. Știți cu toții, propaganda, dar ulterior am aflat și alte lucruri. Ne-au căzut în mână
documente ale securității. Și am aici, nu vreau să vă plictisesc, am aici, pe scurt, așa. Pe scurt, am trei documente, trei atenționări către stil secret, prin care se arată că Părintele Patriarh, nu? Cum până acum avea o atitudine vehementă împotriva Occidentului și împotriva catolicismului, la întâlnirea care a avut-o, nu mai știu pe unde, dar are importanță, a vorbit încet, morcom, ca și cum ar fi fost obligat să vorbească. Dosarul dânsului de rețea, cum se spune, în sensul că trebuia să conducă biserica noastră, dar și de urmărire, este foarte interesant. În 1949 primește pe căile astea care le-am aflat și noi ulterior o provocare din partea Vaticanului. Și spune dacă e de acord să fie șeful unei sinteze, unei reprezentări generale a bisericilor, atât universale catolice, cât și ortodoxe, că știa ce legătură are cu răsăritul, la care Justinian răspunde nu. Și a trebuit să intru la pușcărie ca să aflu de ce a răspuns cu acest refuz patriarhul. Și ce conținea refuzul? Fiindcă înainte de a ajunge la mitropolie și la patriarhiile Occident, Moscova deja știe și totul va fi compromis prin ce se numește o vânzare a bisericii cu tare ortodoxe în speță, iar eu voi pierde scaunul care cu multă greutate am reușit să-l obțin. Și un lucru care știu din gura patriarhului Teoctist, care m-a avut relație mai apropiată. Cu toții știm cât de frumoasă a lui Costin Petrescu fresca de la Ateneu. Ba chiar cineva de aici așa mi-a spus că a scos o broșură despre fresca aceasta. Fresca a fost salvată de și o să rămâneți uluiți. De Gheorghe Udej și de Patia. Cei care erau deja la Ateneu și hotărâsele demolarea, ștergerea până la cărămidă, erau soții Chișinevski. Primește un telefon, patriarhul, și spune, ne vedem înainte de a intra, ești chemat. Erau, știți foarte bine din ce motive erau relații apropiate, nu? L-a depășit pe... Și nu intra până nu stăm de vorbă noi doi. Chiar în grădinița aceea îi spune Gheorghe Udej, ai grijă că înăuntru sunt cei care vor să distrugă, așa? Să ai o atitudine, bineînțeles, să refuz, nu? Că este o frescă națională, dar să dai o soluție. Tortist, cuvintele lui sunt. Soluția mi-a venit în cei 20 de metri că au separat, nu? Și treptele. Când a ajuns acolo, Gheorghe Udej a zis, nu sunt de părere să fie demolată, să fie șteasă și poate găsește Părintele Patriarh o soluție. Și a găsit-o, acoperiți-o. Și vă aduceți aminte, plușul acela mare, gros, care a stat zeci și zeci de ani și care ne-a prezervat nouă această istorie, această pictură care cum avem în fața ochilor. Asta vă spun latura cealaltă a lui Gheorghe Udej. Dar aș dori să o completez și cu asta cred că trebuie să mă opresc. Am făcut pușcărie cu fiul lui San Sebastian, care, din păcate, a fost otrăvit între Alba Iulia și București. Fiul domnii sale, Pilu, a făcut o pușcărie, a fost condamnată la 8 ani, temniță grea și l-am cunoscut la Gheala. Și a stat lângă taică-s-o și din păcate a fost, de ce a fost suprimat, nu știa nici el pe vremea aceea. El mi-a spus mie un lucru care mi-a întors pe dos
să zic, condamarea sau vinzi gândurile negre asupra patriarhului Justinian. În podul, în podul și în, în pivniță, dar în podul în special, patriarhie Iisus, a stat timp de un an jumate ieri și cu încă doi colegi care puteți le dați sub turmărire. Pe urmă, a fost o descoperire la biserica Cașin, unde mic depozit, mic, mare depozit, câteva sute de ani. Și a auzit patriarhul că vor să-i dat ordin, așa, să fie împușcați. Preotul și cu încă doi ieri. El a intervenit tot pe lângă Gheorghiu Udeș și a spus ceea ce poate să facă niște minți bezmetice, nu putem să facem noi. Nu sunt de acord să fie... I s-a dat o pușcărie și pe preot l-am cunoscut și eu. În general, și vă spun asta ca om care am făcut 15 plus 2 ani de pușcărie. Trecutul nu-l putem epuiza, nu-l putem cunoaște, fiindcă el este format, este fărămițat în mici, zeci de mii de momente pe care nimeni nu le poate stăpâni. Trecutul poate să aibă însă două calități. Să ne fie un exemplu asupra unor exemple, nu? Și avem acolo coța eroilor, îl avem pe amiralul Măcelariu, nu? Colonelul Hălălău și alții și alții, pe comandorul Dumbravă, care în clipa când au intrat peste vasul lui, atunci în 5 septembrie și-a zburat creierii. Și câțiva, numai câțiva, avem în dreapta lui Călăi și am pus acolo, pe Nicoschi, l-am pus, o să, dacă am aveți timp să vă, pe Alexandru, omul care a dat socotele care le-am făcut noi în pușcărie, a dat peste 10.000 sau 15.000 de condamnări, de care vreo 3.000 au fost numai la moarte. Mai este cealaltă ipoteză, ipostază în fond. Să ne gândim la trecută măsura în care l-am trăit sau în care îl putem împărtăși dumneavoastră cu părinții. Eu pe propria, domnul Artem Mihăilescu, abia a fost camarad de pușcărie la Gherla, ani de zile. Și alții și alții. Am rămas din ce în ce mai puțin. Avem acest triolet de imagologie în fond, în care putem intra fiecare cu zestrea lui. Dar oricum, poporul român a dat peste 150.000 de victime, 2 milioane de oameni care au suferit și 2.000 de preoți, părinte profesor, 1.900 și ceva de preoți care au fost întemnițați. Ori, nu aș putea spune că Biserica lui Hristos, aici la noi, nu și-a dat obolul său, a fost prigonită, n-a fost martirizată. Și vă dau un exemplu. Noi ne sculam la ora 5. Preoții se sculau în brigăzile de pedeapsă, se sculau la 4 ca să facă și gimnastică. Ca și cum nu era suficient 7-8 km care îi făceai pe jos, nu era suficient 10 ore de tras, nu? Mai era nevoie să dimineața să mai faci această... Uitându-mă, am acolo un călău teribil. Îmi pare rău că dreapta mea este și Brânzarul, al călău, dar nu i-am găsit poza. Enoiu îl cheamă. Uitați-vă pe diagonal acesta, este colonelul Enoiu. Omul ăsta are peste 10 victime. Este asasinat. Poporul ăsta român, vă spun cu sinceritate că de multe ori mă întreb dacă suferința i-a adus un avantaj, i-a dat... Poate că i-a întărit credința, atât. Restul, noi am fost absenți. Noi am fost absenți. Și există un popor pe lumea asta, care eu mă închin în față de cât a suferit, nu? Care în fiecare zi este prezent, sau în fiecare săptămână, prin filme, prin publicații, prin acel popor ales, care știe să-și onoreze, știe să-și aducă istoria la zi. Noi nu facem acest. Și observ lucrul ăsta chiar și în mediul studențesc, chiar și la mine la institut. Încetul cu încetul aveam aceste calități nefaste, uităm și binele și răul. Și mai ales ne plecăm urechea la contemporan. Aș vrut și le spun tinerilor, când vă duce la vot, întotdeauna să vă uitați
bine pe cine votați, de unde vine, cine este, ce a făcut. Fiindcă scaunul este cel care onorează, să zic, funcția pe care o căpăta sau o veți căpăta, o voi să avea. Ăștia sunt lucrurile pe care aș putea să vi le spun pe scurt și cu mâna pe inimă că după noi vor fi alții mai veniți și care vor scoate la iveală, de exemplu, că cel mai mare, cea mai cuprinzătoare și în, vorbesc ca metri pătrați, ca suprafață, de pe insula Balcanică, a fost Mănăstirea Băcărești, această labra noastră, care a fost distrusă cu o sărbăticie fără de margine, a fost prezent acolo. S-au distrus 550 de metri de fresă. Ce popor își permite? Numai rușii, nebunia lor de 23, dacă nu mă înșel, au aruncat în aer Marea Catedrală ca să elibereze. Dar erau în revoluție, erau după, mă rog. Și la ruși știți foarte bine că trecerea de la bine la rău, de la sfințenie, la sărbăticie, este o chestiune de secundă. Nu? Asta este caracteristica lor, peste o eschiană, că prinde foarte bine. Noi am pierdut această mănăstire. Am pierdut și am pierdut încă aproape 20-19 biserici. Am pierdut 4 mănăstiri. Lucruri care aici, dacă m-ar auzi Ceaușescu, care nu se poate spune, n-am știut, cum mi-a spus cineva din fostul CC. Eu n-am știut, nu se poate. Erați în birou politic, erați, totuși aveați o soție care era cercetătoare la noi. Nu se poate să nu fie auzit viața care am dus în noi cu șcărie și distrugerile culturale, spirituale pe care le-ați propășit, pe care le-ați administrat. Acestea sunt lucruri care nu se pot avea. De-aia am spus, această uitare este, ne este nouă, trăitorilor și a trebuit să fie și pentru cei tineri, este un fapt imposibil, un fapt care depășește această normă, chiar creștină, de iertare. Fiindcă a ierta mereu înseamnă a fi măcar o dată supus tentații de a greși. Și dacă greșești cu tine, mai obții o absolvire. Dar dacă greșești cu neamul tău, cu țara ta, cu vecinii, cu cei care vieți pe stradă, nimeni nu te mai absolvă. Vă mulțumesc pentru ascultare. Domnul profesor, o întrebare.